Vă salut, dragi columbofili! Astăzi am decis să facem un video din voliera puilor, să vedem ce mai fac puișorii noștri. O parte din ei sunt aici, în zona hrănitorilor, iar cealaltă parte sunt în interiorul volierei. Ia uitați ce puișori frumoși avem aici. Ia uitați ce femelă frumoasă de Rostov avem. O femelă la fel foarte frumoasă de voltat indian. Jos avem o femelă tot de voltat indian. Aici avem și rândunelele de Saxonia. O să încercăm să îi scoatem afară. O să punem puțin pe pauză. Am scos puișorii afară să-i putem observa mai bine. Ia uitați aici ce mascul frumos de voltat indian avem. Menționez că le-am tuns puțin cozile la sfatul unui mare crescător de voltați indieni să-i poată ajuta să se maturizeze cât mai repede. După câte puteți observa, puii se simt foarte bine, se maturizează ușor-ușor. Odată cu maturizarea, puii noștri se fac mult mai frumoși și de asta am decis să revin cu un video puțin mai târziu. Pe canalul meu vă obișnuisem să postez la fiecare 2-3 zile. O să schimb să postez video la 5-6 zile, chiar la o săptămână. În video următor o să revin cu noi puișori pe care o să-i aducem aici în voliera puilor. Pe jos avem niște crenguțe de sorg, o mâncare preferată a puilor noștri, un fel de desert. Bineînțeles, aceste semințe se găsesc și în hrana de zi cu zi, dar într-o cantitate mai mică. Urmează să scoatem o nouă serie, să o înțărcăm și să o aducem în voliera puilor. În partea din dreapta observăm și volierele de la matcă. O să facem un video și din aceste voliere, să vedeți perechile cu puișorii sub ele, unii mai mici, alții mai mari, aceia despre care vă povesteam că urmează să facem un video cu ei, pentru că în perioada imediat următoare urmează să încercăm și acele serii de puișori. Acesta a fost scurt videoul al meu. O să revenim și cu video. Videouri cu următoarea serie de pui pe care urmează să o încercăm. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.